Salut! Eu sunt Gabriel, iar astăzi vă prezint un nou episod Marca to Tech. Dar înainte de toate, dacă ești pentru prima dată pe acest canal, abonează-te și activează clopoțelul dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi informații din gama sistemelor de securitate. To Tech, ești în siguranță! În acest video tutorial te învăț cum să instalezi un kit complet de supraveghere IP. Iar pentru instalarea acestui kit eu folosesc următoarele: un EVR PoE Hikvision cu câteva camere PoE tot de la Hikvision din aceeași gamă de securitate, iar pentru stocarea memoriei folosesc un hard disk de la Seagate. Aceste camere au fost alese în funcție de rezoluție, senzor și infraroșu. Așadar, avem aici o cameră de 4 megapixeli, o cameră de 8 megapixeli și încă o cameră de 4 megapixeli, un Hikvision Dark Fighter. Pentru mai multe informații, te sfătuiesc să intri la linkul din descriere pentru a găsi toate dispozitivele folosite de mine. Iar ca să fie și mai interesant, la finalul acestui video vei putea observa și testele făcute pe acest kit complet de supraveghere IP. Și acum hai să vedem cum facem configurarea. Între timp, eu am despachetat toate cutiile, am scos camerele din cutii, NVR-ul, dar aici în cutia NVR-ului găsim așa, cablul de alimentare ce alimentează direct NVR-ul la priză, un mouse, două cabluri SATA pentru două harddiscuri, pentru că acest NVR este cu două harddiscuri, cablul de alimentare pentru harddisk și un patchcord de rețea. Pun cutia asta deoparte și prima dată desfac capacul NVR-ului pentru a instala harddiscul. Îl pun deoparte. Așa arată NVR-ul de la Hikvision. Este destul de greu. Nu uitați că pe NVR-ul de la Hikvision aveți și butonul de alimentare. Pe 1 este pornit, pe 0 este oprit. Mai departe instalez harddiscul în NVR, îl pun pe poziție. Apoi întorc NVR-ul pe spate și îi prind șuruburile harddiscului. Se văd cele 4 orificii ale harddiscului prin șuruburile. Prin toate cele 4 șuruburi, întorc NVR-ul și harddiscul este fixat. Mai departe, conectez alimentarea și cablul SATA pentru date. După instalarea harddiscului, mă folosesc de mufa de alimentare din pachet. Aceasta este mufa de alimentare harddiscului. Eu voi folosi doar o mufă, pentru că nu am decât un harddisk. Introduc această mufă conform poziției, este în formă de L. Aici se va conecta mufa de alimentare în placa de bază, în această mufă cu 4 pini. Avem și o poziție, o împingem foarte ușor până la click. Bun. Mai departe urmează cablul SATA pentru transmitere de date, după care îl conectăm și în placa de bază. Aici avem două mufe SATA pentru două harddiscuri. Introduc acest cablu într-o mufă SATA pe placa de bază. Și harddiscul în acest moment este instalat corect pe NVR. Prindem la loc capacul, după care prindem șuruburile. Eu nu voi mai prinde acum șuruburile pentru că acesta este un test. Mai departe, la fiecare cameră trebuie să-i conectez un patchcord. Numărul 2. În acest moment, cele 3 camere de supraveghere sunt alimentate la NVR-ul Hikvision. După ce am conectat camerele, pentru a le putea vizualiza în NVR, îi conectăm NVR-ului rețeaua locală. Mai departe conectăm alimentarea în NVR. Conectăm apoi NVR-ul la priză. Am pornit sistemul, aleg limba, selectez Apply și trebuie să creez o nouă parolă. Reconfirm această parolă și apoi selectez OK. Dispozitivul s-a activat cu succes, dau Yes, apoi dau Back, apoi dau Next și trebuie să selectez fusul orar și timpul.
Trec fusul orar pe Atena. DHCP-ul este activat, iarăși Next. După ce am selectat DHCP-ul, îmi apare această fereastră, care mă întreabă dacă doresc să adaug acest dispozitiv pe aplicația HIC-Connect, dau Enable și trec un cod de securitate. O să trec de la 1 până la 8. Bifez aici. OK. OK, Next. Dau iarăși Next. Formatez hard discul, dau Initialize. Mai departe selectez Next. Îmi apar cele 3 camere activate, s-au și încărcat deja. Dau Next. OK. Să vă prezint puțin acest meniu. Dau click dreapta, meniu. Aici avem secțiunea de playback, export, VCA search, manualul, hard discul, de unde putem formata și hard discul. Avem aici secțiunea de record, secțiunea camerei, meniul de configurare, meniul de mentenanță și butonul de oprire al NVR-ului. Intrăm pe cameră. Aici găsim IP-urile camerelor noastre. Trag de această bară și vedem și codurile camerelor. Din secțiunea de Custom Adding puteți adăuga încă 5 camere, dăm click, introduceți IP-ul camerei, adminul și parola, apoi dați Add, dăm Back, ieșim din acest meniu, mergem la Configuration, aici avem rețeaua, dăm click pe Platform Access și putem adăuga acest NVR pe aplicația HIC-Connect. Pentru a putea adăuga NVR-ul de la HikVision pe aplicația HIC-Connect, iau smartphone-ul, mă conectez la internet, downloadez aplicația HIC-Connect, îmi creez un cont, intru pe aplicație, selectez adăugare dispozitiv, apoi scanare cod QR și scanez codul QR de pe monitor. Apoi dau adăugare. Următor. Salvez. În acest moment, NVR-ul de la HikVision este adăugat în conexiune pe 2P, ceea ce înseamnă că putem vizualiza camerele de pe aplicația HIC-Connect și de pe date mobile. Din secțiunea Record putem modifica setările camerei. Accesăm Record, apoi intrăm la Parameters și aici găsim rezoluțiile camerelor. Mai sus găsim camerele, camera 1, 2 și 3. Doar că ele sunt trecute tot cu 0.1, de aici putem face o grămadă de setări. Putem alege rezoluția, putem alege bitrate-ul, calitatea video, frame-urile pe secundă. Acesta a fost tutorialul nostru la instalarea unui kit complet de supraveghere IP de la HikVision. Nu uita că la finalul acestui video poți vedea și testele pe aceste camere. Vă așteptăm și pe site-ul nostru a2t.ro pentru mai multe produse.